some transfer is not easy. I don't have baguette, magic baguette, to transfer the team. But I don't know, maybe my punches, one punch to punch out of my punches, one punch to punch countries. Fraie cum spune countries. Countries. Dar rusa o știe perfect, bineînțeles. Salut, jetușeni, și astăzi vom reacționa la românii care vorbesc prost limba engleză. Românii care au mutilat limba engleză. Nu mai vreau să fac niciun fel de introducere. Începem cu campionul nostru, Marius Șumudică, băieți. De altfel, un antrenor foarte, foarte bun, dar un vorbitor de engleză foarte amuzant. Ideea, știi care e, apropo, înainte de a opri, bă, important în engleză e să se înțeleagă ce vrei să spui. Și la Șumudică se înțelege. Faptul că e funny e partea a doua. Bun, acum că am dat acest disclaimer și faptul că respect foarte mult pe domnul Șumudică, hai să vedem. Hello to everyone. Welcome to my Twitter account. I would like to take this opportunity to have a closer relationship with football lovers around the world. With my players and staff, we are working hard to get a good result against Kayseri. Thanks for your support and we hope to make you happy tomorrow. Bă, râdem, funny, ok, dar ați înțeles fiecare cuvinte din ce a spus. De asemenea și ăia, pentru cine vorbea el, ăia de pe Twitter, au înțeles fiecare cuvinte. Un englez nativ înțelege fiecare cuvinte, un om din altă țară care nu vorbește engleza ca prima limbă, iarăși înțelege fiecare cuvinte și asta e important. Adică, pe bune, am văzut oameni, super oameni de afaceri, super șmecheri, care vorbesc engleză poate chiar mai rău decât Șumudică și se înțeleg cu alți parteneri de afaceri și încheie deal-uri de milioane, zeci de milioane de euro vorbind o engleză de baltă, pentru că de fapt important este, de asta vorbim în general cuvinte, ca să te înțelegi cu interlocutorul. Dar da, e funny. Hai să mai vedem, tot cu Șumudică, șeful nostru. Don't fuck you mother, you don't like. Ok? I don't like. I come in Turkey to work in Turkey. Because I like. Taraftarla diyalog girmesine başladı. Yapmayalım hocam cevabını versin. Taraftar Dokonya, no fazia pa Şumudikasi. Fazia pa Şumudikasi, e asi, e asi, e asi. E asi. Deci îi spunea că așa i-a făcut Șumudică tarafăra, da? Iarăși, el e funny ca personaj, în orice limbă e funny, e și mai funny în altă limbă. For 50 seconds, we lose 3 million Turkish lira. We lose our bonus 30,000 Turkish lira. We lose 2 points. We are 14th position. And now they start like this. Here. They start to have a fray. We go Göztepe. If you, for example, losing Göztepe, what happened? We think we fight for relegation. Why? Because you are not ready in last 50 seconds. Why you don't speak? Tell me why you don't speak? Why? You see these people behind you? Guys. You see, look the people behind you, please. You know how much they have salary, these people? Huh? 1,500, 2,000 Turkish lira. They wait bonus like a crazy. Like a crazy! And you in 50 seconds, you destroyed everything! Why? Why? I prepare everything this week! Everything! I tell you! Bă, un om implicat, scovesc că și comentariile îi dau dreptate. Impresionant discursul, felul la care vorbește la jucători, cu exemplu angajaților din club care câștigă foarte puțin bani. Respect Șumudică. Bă, respect Șumudică, sincer. Râdem de engleză, dar respect Șumudică și, bă, ce să râs până la urmă de engleză? Ioniță, că mi l-ai pus aici pe Șumi. Bă, vezi că toată lumea înțelege ce zice. Na, are un accent, este european, evident. Dar, într-adevăr, impresionant modul în care a pus problema și sunt convins că și jucătorii au privit astfel situația și i-a pus la respect. Adică, băi, pentru 50 de secunde în care a fost neatenți, oamenii ăștia din echipă, din staff-ul vostru, da, medici, așa mai departe, kinetoterapeuți, ce mai aveți voi în staff-ul, da, unei echipe, nu-și mai primesc bonusul și așteaptă bonusul ăla ca o gură de aer proaspăt, pentru că nu câștigă mulți bani. Foarte frumos spus. Mergem mai departe. Cred că tot cu Șumudică. Da, nu. Nu mai avem cu Șumudică, dar vreau cu Șumudică. Șumudică, magic baguette. Ai, funny. It's not easy also for one coach when they come, I take the team with 0 points, I make just 5 trainings and I bring some transfer. It's not easy, I don't have baguette, magic baguette to transfer the team. But I don't have baguette, magic baguette to transfer the team, but we have 33 games, like 33 final. Everybody must to fight. Bă, iarăși omul vorbește, mi-mi place, Maxim.
vorbește la obiect, vorbește frumos, vorbește civilizat, știe să fie și un pic când trebuie, un pic supărat, un pic vulgar, da? They say fuck your mother, that's why you don't like. When they say fuck your mother, you don't like. Îmi place maxim de acest om, jos părăria pentru el și pentru faptul că își face treaba foarte bine. Mr. România World 2010 Be The Best, e prima dată când văd acest video, ce e asta ea? Deci asta e Mr. România, nu știu, n-am fost niciodată atent la competiția de Mr. România, știu sincer, dar hai să vedem. Hello, my name is Voicu Pânzar. I am 24 years and represent Romania. I like football, gym, fitness, swimming. I like racing the carts. I like, ce zice, racing the carts? I like motocicli. Motocicli. I like dance at the club. Tudu. Efectiv, asta este expresia pentru ce p***a mea să vă mai zic. Asta e. Ce vrei să vă mai zic? To do well, everything well, to the be the best. I like to do everything well. Deci, ați înțeles, pe bogăție tot. I love you, thank you very much. Avea lacrimi în ochi la sfârșitul interviului. Avea lacrimi în ochi. I love you, thank you very much. Da, era emoționat săracul. Băi, da, nu e o rușine atât de mare, îmi pare. Na, important e să știi cât de cât engleză să te înțelegi. Mie asta mi se pare. Sigur, asta nu înseamnă că dacă știi foarte bine engleză, nu e un lucru de răudat. Dar, în general, în viață, ai maximă nevoie să știi engleză la un nivel de bază la care să te înțelegi cu interlocutorul tău. Dacă vrei să faci mai mult de atât, foarte bine, te va ajuta și mai mult. Dar, na, nu văd rostul să râdem de aia care n-au accentul just right, știi ce zic? Hai să vedem Moroșanu pe engleză. Here the 27th of November, Rumble of the Kings. How are you, my friend? And tell us, how did you defeat Gary Goodrich? Man, I'm a little disappointed because I want to fight. Man, I'm a little disappointed. Man, I want to fight with him, but he didn't fight so well. I want to punches. I want, you understand me? I want a real fight. It's not a glorious win. You understand me? I want glory. I want he beat me. I want fighting. You understand me? And a little disappointed because of this. But people in Sweden, they like me. And they, that's right, that's correct. Yes, and this is very important for me because the people in all the world, if they like me, I will fight in a lot of fighting. So, bă, în afară că aici I'm a little disappointed, în loc de disappointed, nu văd mari probleme. Adică, na, accentul e accentul de Balcani, dar în rest, scuzați-mă, omul vorbește la obiect. Și apropo de asta, doar pentru că vă uitați la filme în engleză și înțelegeți fără subtitrări și înțelegeți foarte bine engleza și vă uitați la mult conținut în engleză, nu înseamnă că în momentul în care vi se pune un microfon în față și trebuie să vorbiți în engleză, la televizor sau pe o scenă, o să fiți la fel de bune. Asta e o diferență pe care mulți nu o înțeleg. Adică, se gândesc, mamă, pentru că eu mă uit la filme, poți mă uit și fără subtitrare, că înțeleg tot ce zic personajele, înseamnă că sunt un bun vorbitor de limba engleză. Nu, tată, ești un bun ascultător de limba engleză. De asemenea, poți să fii în privat poate un bun vorbitor sau, nu știu, când scrii tu poate un discurs, îl scrii bine în engleză, coerent, scrii bine, dar când, crede-mă, când trebuie să vorbești liber în engleză, te iau emoțiile, nu era fel. Și eu când am fost în Parlamentul European și consider că vorbesc destul de bine engleză. Și oricum am vorbit ok și acolo, dar tot am mai burit niște cuvinte, tot m-am mai încurcat un pic, tot pentru că aveam emoții, era vorba de locul respectiv, era vorba, nu e aceeași chestie ca și cum mă uit la un film, da? Sau ca și cum I talk on the phone with my friend from US, it's different when you are on the stage, man, you know what I'm saying? Rastafari, man. I don't know, maybe my punches, one punch, two punch, out of my punches, one punch, two punch. I don't know, but he is, I don't understand him. Dar toată lumea înțelege, că se pare să-i prindă un capac puternic și era tot fenta. You want to go at it, one. Yeah, but he didn't beat me. Yeah. You understand me? Yeah. He gave me one leg in my head, but it was not so. So strong. Yeah. Moroșanu îi place o bătaie adevărată, bă, nu harnerile astea. Bă, Moroșanu e ok. Hai să vedem mai departe Bianca Drăgușanu. Ia să vedem Bianca Drăgușanu pe engleză. You know to speak my language? You don't know. Că te văd eu cum se zice după am zis tu mie. You know to speak my language? You don't know. Te văd eu cum se zice morții umăt. E funny, asta chiar e fail. Cu ringhigi,
Scuză-mă, Bianca, dar cu linghici? A? Dar acum hai să vedem pe clasicuri în limba engleză, domnul președinte Ion Iliescu, cel mai longeviv președinte post-decembrist din istoria României. Domnul Iliescu, pentru care limba engleză nu a fost a doua limbă, pentru că era studiat la Moscova și el vorbea română și presupun că vorbește foarte bine limba rusă. Asta încerc să vă explic faptul că poți să râzi, că evident că e destul de penibil ca un șef de stat să nu poată să vorbească în fața Națiunilor Unite o engleză cât de cât coerentă, dar încerc să explic că Iliescu a crescut într-o perioadă și într-un regim în care România era mai degrabă un stat satelit al Moscovei decât un stat satelit al Occidentului, da? Sau membru NATO și așa mai departe. Trebuia să învețe, na, ce să zic, hai să-l vedem pe Iliescu. The spectacular evolutions in the area of Eastern Europe and the firm determination of Romania to have a market-oriented economy. Până aici a zis area greșit, dar în rest ok. Need the support of industrialized countries. Industrialized countries. Aici cred că a avut niște consilieri, domnul Ion Iliescu, care i-au zis, băi, măcar două din accent. Măcar zic countries, industrialized. Adică era clar, sigur el s-a pregătit pentru speech-ul ăsta. Vă dați seama, la nivelul ăsta de șef de stat vorbește la Națiunile Unite, nu vorbește de zi în Națiunile Unite. 100% s-a pregătit, a avut consiliere, a avut training, probabil că era varză la început. Dar na, atât s-a putut. Ce vreți acum să-i cereți omului, na? Countries, îți place cum spune countries. Countries. He can be mistaken for an Italian or a Frenchman. Dar rusa o știe perfect, bineînțeles, evident, na. Aici vrându-se aluzie la faptul că Iliescu a fost omul rușilor. Bă, o fi fost, dar rusa o știe perfect, acolo a fost școlit, adică na, chiar o știe perfect, îți dai seama. The spectacular evolutions in the area. In the area. Am zis diaree, omul meu. Stați că Iliescu a mai dat declarații de engleză, nu s-a oprit aici. Enthusiastic with the climate of his reception in the Revolution Square in Bucharest. Revolution Square, not Revolution Square, Square. He even remembers the rainbow. Even remember the rainbow. Bucharest, which remains a symbol of the visit of President Bush in Bucharest. We have mentioned. Și cricotașii cu subtitrările i-au dat la joare cu subtitrările. Funny, da? Și mai avem una cu Iliescu. Iliescu, interviu la CNN. Thanks for being with us here on World. Care, dacă știți această bucată, e posibil să o știți din piesa lui Puia, American Dream, că era la început. Thanks for being with us here on World News on CNN. Asta era un interviu pe care Iliescu, care era la vremea respectivă președintele PSD, care, nu știu, cred că se numea PDSR, de fapt, la momentul respectiv, era înainte de turul 2 al alegerilor dintre Năstase și Băsescu. Iliescu, după cum vedeți, era foarte zâmbitor aici, asta fiindcă Năstase era favoritul în cursa de departe, avea toate șansele să câștige, însă s-a întâmplat ce s-a întâmplat și Băsescu a fost 10 ani președinte. Hai să vedem. Thanks for being with us here on World News on CNN. A crucial vote here for your country. Whoever ends up leading it will have to implement very, very difficult reforms in order to try to qualify for EU membership. Yeah. 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 I think first of all this political confrontation, the elections, is a fifth one after the revolution, after 15 years. So I think there is first of all the sign of the normality, the type of the consolidation of the democratic evolution of our society. Independently of the results of the vote, and we shall see after the counting the result. Atenție, aviz, uite, ca idee, să vă spun și eu, aici vorbea fără script, deci aici tovarășul Iliescu vorbea la liber, da? Two alternances to the power, including the presidents, so it's only a proof of the free democratic elections. Concerning the line of the general policy, internal and international, and our accession to the European Union, it is a common goal for all political forces. Corect, chiar a fost. Deci, integrarea în Uniunea Europeană chiar a fost, fără vrăjeală și fără manțocărerii politice, a fost chiar un scop comun pentru toate partidele semnificative din România. Ceea ce e bine că a fost așa. După declarația de la Znagov a fost asta, că toate partidele au semnat, domne, avem un scop comun să intrăm în NATO și UE. Vorbește rău pentru un președinte de stat limba engleză, dar așa nu vorbește rău engleză, na. Bun, am râs acum de Iliescu, dar hai să vedem pe Băse cum vorbește limba engleză. General approach, let's promote the young generation, which is a slogan used around the world by the politicians.
We do something in very practical things. Something, dar în rest, bă, înțelegi, omul vorbește cât de cât ok, adică înțelegi. As you know, the Romanian education system is not the one having the poorest quotation. Dar vorbește bine. Mie mi s-a părut fun, nu mi s-a părut fun, mi s-a părut interesant. Eu după ce am fost acolo și am vorbit în Parlamentul European, foarte mulți mi-au zis în comentarii, vorbește mai bine limba engleză decât mulții politicieni. Bă, mulțumesc frumos, dar știți care e diferența? Oamenii ăștia n-au făcut engleză la școală, pentru că pe vremea comunismului la școală se învăța limba rusă, nu se învăța limba engleză. Deci ei a trebuit să învețe engleză când deja aveau 35-40 de ani, majoritatea dintre ei. Corectați-mă dacă greșesc, dar eu așa știu. Poate că au mai învățat, nu știu, din vreo carte, din vreo, dar în regimul comunist, accesul la cultura occidentală era extraordinar de limitat. Deci, evident că vorbesc mai bine engleza decât mulți politicieni, la fel cum vorbesc mai bine engleza decât mulți alți adulți care au învățat la școală limba rusă. Eu am făcut meditația la engleză de când aveam 7 ani și după aia la școală am făcut doar engleză. Și atunci, na, de asta se întâmplă probabil. Și ăștia, fraților, au fost românii noștri care au vorbit limba engleză mai mult sau mai puțin bine, în general destul de prost. Eu vă mulțumesc că ați urmărit. Lăsați în comentarii cine a vorbit cel mai prost engleza dintre toți și ca totdeauna, eu m-am dus. Vă mulțumesc că ați urmărit, nu uitați să apăsați pe clopoțel dacă n-ați făcut-o deja. Pa!